Banii sau iubirea? Este întrebarea pe care am adresat-o mai multor severineni. O doamnă întrebată ce ar alege a răspuns iubirea, deoarece banii mulți sau puțini oricum nu aduc fericirea. Iubirea, ca să fii liniștit, să fii banii oricum trebuie să ai să supraviețuiești. Cu banii, nu ești fericit. Ai bani, dacă nu e niciun fel de atracție, devine totul monoton, dar ai bani, satisfac, nu știu. Un alt tânăr a răspuns hotărât că ar alege iubirea, deoarece își dorește o familie și un viitor. Iubire! Din ce cauză? Pentru că, eu știu, mai bine să faci familie, să faci un viitor și așa o să ajungi să ai copii. De asemenea, sunt și persoane care aleg banii. Un tânăr ne-a dat exemplu că după un venit substanțial urmează și succesul în dragoste. Păi cred că aș alege cu siguranță banii. Din ce cauză? Că cu iubirea găsești și banii, e normal, nu? N-ați văzut cum se plimbă băieții pe aici prin oraș cu un BMW, cu alea? Deja ți-a găsit și o iubită. Așa, cu iubirea rămâi în drum. Dacă n-ai bani, te lasă și femeia, nu? Ei bine, am trecut la altă categorie, iar persoanele trecute prin viață au răspuns că ar alege atât banii cât și iubirea. Având în vedere că am părul mai cărunt, așa, le-aș alege pe amândouă. Nu știu, cred că și una și alta. Da, mi se pare că e omenește, nu? Ce-i drept, și iubirea și banii au rolul lor în viața fiecărui om, întrucât ambele pot aduce atât fericire cât și nefericire.